este o tradiție de lungă durată la noi. Dorim să premiem cel mai bun conducător auto, femeie sau bărbat, pentru angajamentul și realizările sale. Pentru aceasta există evenimentul EDA, Excellence Isur Driver Award. Excelența constă în șoferii noștri. Ce poți câștiga la acest eveniment? Un premiu deosebit, care este pus la dispoziție de partenerul nostru de asigurări. Cum poți să câștigi acest premiu? Există 7 criterii de evaluare, pe baza cărora timp de un an de zile poți să adun puncte, dar poți să le și pierzi. 1. Angajamentul tău personal. Dă dovadă de un angajament activ, responsabilitate și dorință de a te dezvolta. Acestea pot să-ți aducă puncte în plus. 2. Performanța ta la volan. Numărul kilometrilor parcurși sunt incluși în evaluare, dar pentru o evaluare corectă, numărul de kilometri parcurși sunt raportati la poziția ta în companie. Datorită poziției tale, ești responsabil la un nivel mai înalt în pregătirea profesională a colegilor, iar din această cauză numărul de kilometri parcurși este mai redus. Acest lucru nu va fi un dezavantaj pentru tine. 3. Evaluarea ta personală din partea Dispo. Întrebăm mai mulți colegi din cadrul Dispo despre impresia lor generală despre tine. Înainte de toate, aici intră în calcul următoarele aspecte. Comportamentul tău general față de colegi și clienți. Aspectul tău fizic și curățenia. Cât de economi ești în cadrul unei curse. Disponibilitatea și accesibilitatea. Câte comenzi accepți și execuți. Cât de cooperant ești față de colegii tăi. Cât de punctual ești. Care sunt abilitățile tale lingvistice. Dacă utilizezi corect aplicația Vega Driver App. 4. Evaluarea clienților despre tine. Dacă clienții cu care ai avut contact ni se adresează în scris, suntem deosebit de încântați. Dacă primim feedback pozitiv despre tine, este un plus. Dacă un client formulează o plângere sau primești un avertisment, acest lucru va avea desigur un efect negativ. 5. Amenzile tale. Dacă încalci prevederile legale privind circulația rutieră, aceste aspecte vor fi incluse în evaluare. Aici se iau în considerare nerespectarea timpilor de conducere și odihna, depășirea vitezei legale admise, alte încălcări ale legislației rutiere. 6. Daunele, defecțiunile de fabrică detectate. Acordați atenție tuturor daunelor, defecțiunilor de fabrică când preluați un autovehicul nou. Dacă observați ceva, cereți să vi se confirme sau dacă se poate repara în scurt timp de client la preluare, susțineți să o repare. Fiecare dauna, defecțiune detectată de tine IT va aduce multe puncte pozitive. 7. Daune cauzate din culpă personală. Dorim să precizăm că daune se pot produce oricând. Cu cât daunele produse sunt mai reduse, cu atât vă crește șansa să câștigați premiul Excellence Isur Driver. Acestea au fost cele 7 criterii, pe baza cărora îți poți încărca contul propriu de bonusuri, pentru a deveni câștigătorul marelui premiu oferit de partenerul nostru de asigurări. Îți dorim multă satisfacție în atingerea scopului și ținem pumnii pentru tine. Echipa ta Vega.